Grădinițele din Sinaia au încheiat teoretic înscrierile pentru anul școlar 2011-2012, iar cele mai solicitate unități sunt cele cu program prelungit. Părinții preferă orarul de 8-9 ore pe zi, dovada fiind numărul mare al cererilor de înscriere depuse până acum. În mod normal, o grupă ar trebui să fie alcătuită din 15, maxim 20 de copii, însă capacitatea locurilor este de cele mai multe ori depășită. În 21 martie s-au încheiat înscrierile pentru anul școlar 2011-2012, dar a mai sosit câte un părinte întârziat și pentru că toți copiii au dreptul la educație, le-am primit și lor dosarele și cererile de înscriere pentru copii. Sunt grupe aglomerate ca în anii trecuți? Da, vor mai fi grupe aglomerate la grădinița Floare de Colț, unde sunt înscriși la grupele mijlocie, mare și pregătitoare mai mulți copii din anii anteriori și care n-au unde să meargă în acest moment și până vor pleca la școală, grupele vor rămâne cu același număr de copii. Ca noutate din această toamnă se va înființa în centrul stațiunii Sinaia o nouă unitate pentru preșcolari, ce va purta numele George Enescu. Aici vor fi mutate grădinița numărul 1 și puișorul Moțat, iar grupele vor fi împărțite în funcție de program, normal sau prelungit. Culmea, și aici toate locurile au fost deja ocupate. Sperăm ca grădinița George Enescu să poată fi dată în folosință în data de 15 septembrie a acestui an. Acolo vor fi două grupe de program normal și două grupe de program prelungit. Și pentru grădinița aceea toate locurile sunt ocupate în acest moment. În total, în unitățile preșcolare din stațiunea Sinaia există 6 grupe cu program prelungit și 4 cu program normal. Conform planului de școlarizare și al numărului de locuri, la nivelul orașului ar trebui să fie înscriși 200 de preșcolari, însă în realitate numărul lor ajunge la 240.